Bună și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi o să vă arăt cum am planificat ianuarie în bullet journal, ca să terminăm așa cu tema bullet journalului pentru anul viitor. Și haideți să vedem ce am făcut aici. Este clar, vedeți și voi cu ce am început, cu prima pagină, desigur. Și în ultima vreme mi-a plăcut așa organizarea aceasta pe două pagini, primele și mai restrâns cumva. Și am zis că funcționează foarte bine, așadar, sticăre, sticăre, washi și atât nimic spectaculos, mi-am pus un citat așa, așa inspirațional și ceva pe aici ce-am găsit. În fine, mă ajută mult ideea aceasta de calendar așa, pentru că, deși nu am loc aici să scriu și poate îmi scriu de desubt, dar mă ajută pentru momentul în care efectiv vreau să văd cum este luna. Pentru că dacă știu că, nu știu, dau un exemplu, pe 17 trebuie să merg undeva. Păi, dacă am așa știu că este marți. Dar dacă nu, s-ar putea ca în decurs să mă pierd undeva pe acolo prin detalii. Desigur, ce mă interesează pe mine ca de fiecare dată, partea de banii trecări, adică să, -mi, să văd unde sunt aici sunt banii dumneavoastră, știți? Unde se duc banii mei. Mi-am lăsat aici un spațiu pentru cosmetice cu toate, că eu sper să nu fie nimic aici de trecut și uh, ideal ar fi fost ca acestea două să fie um, schimbate, dar chestia aceasta am pus-o aici, așa, la final, când mi s-a conectat creierul. A nou spending days, adică zile în care efectiv nu cheltui bani și este foarte um, satisfăcător, cred că acesta este cuvântul, să bifezi așa câte o zi în care efectiv nu ai cheltuit bani. Uh, la fel, un partea de sus, dacă poate este prima oară când veniți aici la mine pe canal și vedeți așa ceva, uh, mie îmi place să le scriu aici, să le centralizez, dar eu am o aplicație care se numește One Money sau ceva de genul pe telefon, pe Android. Și acolo mi le scriu în fiecare zi aici, doar le cumulez și lasă și când trag linie. Mă uit, mă uit. Avem împărțite aproximativ pe săptămâni, pentru că avem unu 8, pentru că unu fiind duminică, vă dați seama că n-avea să pun unu pentru o zi. Și aici avem 23 până la 31, nu este problemă că mai sunt încă două zile. Cumva eu mi le împart pe patru părți, ca și cum ar fi pe patru săptămâni pe lună. Soldul inițial, aici este partea de economii, sus și jos, aici soldul final, cu cât termin luna. Aici nu am intrările, dar în aplicația aceea le țin și intrările, așadar nu este problemă, aici mă interesează să văd cât cheltui în primul și în primul rând. Și avem așa, marile categorii sunt mâncare, mofturi, casă, transport, facturi, family, cosmetice și cadouri partea aceasta teoretic n-ar trebui să fie aici, dar în fine, să trecem peste. După avem Cleaning Habits și dacă n-ați văzut bullet generul pentru anul 2023, cum l-am făcut propriu-zis, pe undeva, pe undeva, stați așa să-mi să, -mi, să -mi dă eu seama pe unde, avem un, un tabel în acesta cu ce ar trebui să fac în fiecare săptămână, împărțite pe două săptămâni și în fiecare zi. Nu este că nu le-aș face dacă nu le-am așa împărțite, dar totuși mă aștept mai mult să le văd, mai ales că uneori, nu știu, simt așa că anumite lucruri ar trebui să le fac și nu le fac. Bun. Și la fel trebuie să bifești chestii pe care trebuie să le fac în fiecare lună. Chestii care, în mod normal, le fac, dar la fel, uite, ca de exemplu, nu mi-aduc aminte de fiecare dată să fac o curățenie în cuptor, mai ales dacă nu l-am folosit sau, nu știu, să spăl filtrul de la hotă sau ceva de genul, înțelegeți voi? După urmează pagina de self flow și, făcând-o propriu-zis, mi-am dat seama că funcționează mai bine scrisul acesta, pentru mine scrisul acesta mare, decât variante gen cum este aici, așa un scris mai mic. De notat pe viitor... Îmi uh, place să notez în fiecare zi un lucru pe care îl fac efectiv pentru mine, fie că mi iau, nu știu, o pauză de un de oră să stau și să beau o cafea liniștită sau să citesc ceva, să îmi fac o baie cu spumă, să mi pun o mască de față, de efectiv, ceva lucru pe care îl fac, propriu zis, doar pentru mine. Aici uh, m-am mi uh, decis să-mi continui uh, să-mi uh, verific somnul. Eu am uh, pe jucăria aceasta de la mână, am o aplicație care se numește Sleep, dați așa. Uh, și aici mi-arată, de exemplu, azi noapte am dormit 6 ore și uh, 56 de minute, Ei, până dimineața, așa, uh, și am uh, adormit la ora 12 și jumătate și m-am trezit la 7 jumătate. Uh, teoretic, cred că m-am trezit la... Ba, am mesat un pic în pat, dar așa iese. Și mi-apare așa în fiecare zi, nu știu cât de bine puteți vedea voi acolo, uh, mi-apare în fiecare zi și câte ore am dormit. Dar mă ajută să le văd și așa, aici nu le văd pe toate, trebuie să intru un telefon și tot așa, mă ajută foarte bine să le văd așa pe toate și cumva corelez bine, oboseala este clar că o corelez cu lipsa de somn, dar și durerile de cap, dacă le am în fiecare zi, sunt zile în care am așa niște dureri de cap tâmpite sau Kimberle, acestea de temperament le corelez foarte bine cu somnul, mi-am dat seama chestia aceasta. Ideal ideal ar fi pe la vreo 10-11 până pe la vreo 6 să mă trezesc. Chiar mă gândeam astăzi că eu în decursul verii m-am trezit vreo două luni, cam așa, m-am trezit pe la ora 5-6. Și chiar am funcționat bine, adică mie îmi place să mă trezesc de dimineață, deși înainte mă gândeam că nu mi place, dar nu îmi place. Uh, pentru că, nu știu, am așa mai mult timp pentru mine, este liniște, este liniște și pe afară, nu urlă vecinii, nu se au nimic zgomote. Ideea este în felul următor. Uh, eu am crezut că nu pot, dar se pare că pot și am funcționat foarte bine, dar pe perioada verii. Acum, chiar dacă mă mai trezesc, nu știu, pe la vreo 4-5 dimineața, nu prea îmi vine să mă ridic din pat, pentru că este întuneric afară și nu prea vine. Trebuie să vă zic. Dar o să vedem. Aici, desigur, am dat-o eu în bară pe aici? Am dat-o cu siguranță. Știu eu să număr până la 15? Poate la voi nu se vede, dar credeți-mă. Teoretic știu, practic nu. Obiceiurile bune pe care vreau să le implementez sau să le continui să le implementez le avem trecut aici, pe fiecare în parte. După ce am făcut la fel, mă gândeam că partea aceasta, până pe, pe aici, pe undeva, nu o să fie. Asta fiind pachetele la muncă și nu o să fie pentru că eu până pe aici, eu sper că o să fiu un concediu. Și, na, dacă sunt un concediu, n-am cum să-mi pachet la muncă. Dar totuși nu mă, de nu mă deranjează chestia aceasta, deci uh... Să fiu blândă, da. da. Eu de fiecare dată îmi propun să fiu bună. Cred că v-am mai zis pentru că mi se întâmplă foarte des să fiu mai acidă. În condiții în care nu ar trebui să fiu de fiecare dată mai acidă, rugăciune, skincare, vitamine, le-am trecut așa, dar teoretic ele sunt suplimente. Nu încăpeau acolo și îmi stricau feng Uh, cei verde, mic dejun, da, foarte important, mic dejun, uh, pachetelul la muncă, make-up, uh, unghii și e-mails, uh, pentru că se întâmplă uneori să am undeva la vreo 4.000-5.000 de e-mail-uri necitite, foarte neplăcut și ceea ce privește unghiile, da, da, înțelegeți, voi. ce, ce să mai, nu mai zic nimic. Bun, pe partea de healthy, așa am trecut aici, pe partea de, cum vreți voi să-i spuneți, uh, V-am arătat la fel la începutul, anul, la începutul pentru acest an, că vreau să îmi propun uh, multe chestii și trebuie să le să le pun și în practică, chiar dacă mi le propun și atât nu funcționează. Calorii, pași, brațe, genuflexiuni, picioare, hidratare, masaj, uh, proteine, grăsimi și Carbohidrați, așa, nu-mi nu mișeau cuvintele. Bun, trecem la pagina de YouTube. Și aici, teoretic, în zonele acestea pe care le vedeți voi aici, ideal, acesta ar fi programul meu de filmare. Ideal. Mai bine zis, programul meu de postat, ideal. Nu se știe dacă o să, să, să se și întâmple, dar eu, teoretic, mi-am propus... Brain declutter, pentru că v-am mai zis la mine, în momentul în care vine așa anxietate și, nu știu, uneori simt așa că am creierul foarte, foarte încărcat și în loc să fiu, să reușesc să mă concentrez la o chestie, mă concentrez la lucrurile pe care le stau acolo și mă, efectiv mă zgrie pe creier, așadar le notez dacă se întâmplă așa ceva și după funcționez în limite normale. Ce mai avem noi aici? Blog. La fel, ce vedeți aici? Ar fi un program de postat. Ar fi. Ar fi. Subliniat ar fi. Hă. Anul acesta o să fie, anul acesta, eu zic anul acesta, dar o să fie 2023 la acela mă refer. O să fie un an decisiv în ceea ce privește atât blogul, cât și YouTube-ul, așa am decis. Dacă nu mă țin de ele, o să mă las de tot de ele, nu, covai de mine, că dar nu te lăsa, că nu știu ce, nu, pentru că simt eu că ar trebui să mă țin de ele și mi-am propus așa, să fiu foarte tranșandă. Um seriale și filme, filme, film, nu filme, că n-am -am, gândit-o să mă duc mai încolo să încapă și nu să, dar înțelegeți voi, vreau să-mi notez aici cam ce seriale văd, pentru că vreau să vă povestesc și vă despre seriale pe care le văd și filmele pe care le văd. Desigur, se întâmplă că eu am mai filmat un videoclip, nu știu când o să-l vedeți pe acela, dar în fine. Și trecem propriu-zis trecem, observați, da? Dar nu mă mai deranjează chestiile acestea, nu știu ce am vrut să zic, cred că am vrut să scriu aici decembrie în loc de ianuarie. Nu vă faceți probleme. Întâi opinia ianuarie, la fel, eu când planific, planific cu ziua care rămâne așa rest, sau una, două zile care rămân rest din săptămână, Lucruri de făcut și atât. De aici, propriu zis, o să înceapă planificarea. Nu îmi fac în avans planificarea pe toată perioada pentru că nu mă ajută. Am încercat eu așa variante și uh, strângeam cumva, îmi destrângeam spațiul. Nu reușeam să mă încadrez sau mă încadram prea puțin în ce îmi făceam acolo sau erau pagini goale. așadar prefer așa să scriu în momentul în care efectiv am nevoie de ceva și dacă nu, dacă aici o să scriu săptămâna 1-8, ianuarie, săptămâna, înțelegeți voi perioada, și după nu o să mai am nimic de scris până în februarie, nu știu, o să fie ok, o să continui de aici. Sunt împăcată mental chestia aceasta. Bun, cam acestea acesta a fost uh, bulegenul meu și vorba aferentă pentru luna ianuarie 2023. Uh, sper că v-a plăcut și v-a și pe voi să vă organizați, pentru că v-am zis, pentru mine funcționează foarte bine. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare. Spuneți-vă, rog, dacă aveți și voi așa ceva, că eu vin în vizită. Vă pup și doresc o zi bună. Pa, pa!